S-a tras linia finală pentru examenul maturității 2014, sesiunea de toamnă. Bacăul are sute de elevi de 5, medie insuficientă pentru promovarea bacalaureatului. Mai precis, 308 candidați au obținut medii cuprinse între 5 și 6, care le-au asigurat un nou examen anul viitor. De altfel, rezultatele în județul Bacău au fost foarte slabe în cea de-a doua sesiune a examenului maturității, doar 26,49% dintre absolvenții de liceu promovând examenul. În urma rezolvării contestațiilor a crescut și procentul la cea de-a doua sesiune de bacalaureat. Înainte de contestații, procentul era de 24,5 din numărul candidaților înscriși și care au susținut probele, iar după contestații 26,49. La polul opus, media cea mai mare, 8,21, a fost în cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat de către o fostă elevă a Colegiului Național Henri Coandă. Doar alți doi absolvenți de la Colegiul Național Pedagogic Ștefan cel Mare și Colegiul Tehnic de Comunicații NV Carpen au reușit să mai obțină medii peste 8. Alți 12 candidați au promovat examenul maturității cu medii de peste 7,50 în sesiunea de toamnă. Cei mai mulți candidați au obținut medii cuprinse între 6 și 7,50.